O vecină de la Sohodol, o vecină mai în vârstă, îi zicea prietenului meu, Sorin Sicoie, cam așa când îl întâlnea. Sorinel, drag și scump, scump și drag de Sorinel. Ce să zic eu cătă tale? Te cunosc și mă cunoști. Asta zic și eu, asta vă zic și eu vouă. Ne cunoștem și mă cunoșteți. Cafea. N-aș fi crezut că primesc cafeaua asta pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea. N-aș fi crezut că o primesc în ruptul capului de la un preot. Părintele Eduard Fărtean, deloc din Gherla. Că aici, lângă Cluj, avem multe orașe care încep cu D. Ghej, Gherla, da. Părintele Eduard a dat cafea direct din Londra. Are o parohie frumoasă în Londra. Și a zis, zice, mai fă și tu, Nicule, pomenile, nu numai eu. Am o în Londra, sper că e parohie tânără. Părinte, când ajungeți în Cluj, dați un semn și mie și o să ieșim pe ștrase la o cafea. Dacă nu ne țin ăștia în case, bineînțeles, să fie primit. Sănătate multă, cum sunteți după 4 zile de weekend prelungit? Cum sunteți? În formă, așa, deja rupeți tastaturile, rupeți, lucrați. Spor în toate, spor în tot ce faceți, că mai trebuie să și lucrăm, că vorba aia imediat e Sfântul Nicolae, imediat... Și iară ne umplem de sărbători, iară ne umplem de stat. Neața bună! Nu a fost rău. Chiar dacă n-am avut ieri atâtea parade și atâtea artificii, nu a fost rău. Trec ieri până în centru, aici e paradoxul, domnule. Aici e paradoxul și vă zic și eu bancul. Mă duc la bolta aia, ca așa îi zice, la bolta, la magazinul Beion Ovidec. La sat, la oraș, îi zice. Acolo mai au produse mai bio, de pe la producători, așa. Și aia e ținută de domnul Foncioli Erne. Și văd că e deschis. În jur cam închise. Și atunci mi-am adus aminte bancul ăla, mă, că ce sărbătorește Marco Bello pe 1 decembrie. Ziua ProTV-ului. Nu-i nimic. Da, și măturau ăștia până în centru, măturau puternic, zic, mă, nu s-o mai văzut, erau vreo 50-60 cu mături, cu veste, ce se întâmplă, domne? Zic, s-o fi spart ceva tir cu bere, cu sticlă, nu, urma să vină domnul Boc să verifice șantierul din fața Casei de Cultură a Studenților. Părinte, să fie primit, buy me a coffee, din Londra. Iarăși și iarăși știrile să le continuăm. Da, și-a venit domnul Boc să vadă care e situația șantierului și dacă-s gata bordurile ca să... După aia au zis 2-3 bancuri la presă și au aprins luminile. Avem niște lumini acum pe cuvânt. Bă, ce înseamnă un pic de pandemie? Ce înseamnă, vedeți, erau lumini albastre cu un alb rece până acum. Acum au băgat și lumini galbene, așa ne mai apropiem unii de alții, ne mai încălzim, măcar sufletești. Un frigalău, copii, hai să vedem luminițile, hai. Ce să vezi, mă, că e un brad acolo înalt, frumos, o bărade frumos, jos niște cadouri, niște cuburi de alea care simbolizează cadourile. Bă, și să nu poți tu pune coptilul acolo să-i faci o poză, mă, nu, toate tipele... Cu măscuță, fără măscuță, poze, mă, că nu-i Crăciun, nu vine Crăciun dacă nu-ți faci un selfie acolo lângă brad. Bă, era unul sărac cu înghețat, așa era. De 30 de minute îi făcea poze la gagică să așa aia nimic. Nu-i bine, nu-i bine, șterge, încă unul. Bă, dacă nu iese, nu iese. Ia. Mă trimite ieri soacra după sare. Am fost la Pride astăvară, că am făcut... turul Secuimii, când am fost și la Sovata, și am luat sare de aia grojoasă de Pride. Și zice, soacră mea, zice, adu-mi niște sare de jos, că zice, trebuie să o macin. Mai aveți râșnițele alea de cafea făcute la Pitești sau la Curtea de Argeți, alea care bă, mai rele ca bormașina. Mai rele ca bormașina, mai aveți râșnițe de alea. N-o soacră are. Două. Și-o măcina sare. Păi zic, mamă, soacră, eu pun în blid, în zamă, în mâncare, zic, pun sare de asta, grunjoasă, că e bună, că e de la Pride, că e bio, că e... Zic, eu nu știu. Când fac mâncare, eu cu sarea asta nu știu să sar. Sar cozi și sar păzi. Părinte Eduard, să vă iasă bine liturghiile. Mulțumesc de cafea. buymeacoffee.com/nicubendea. buymeacoffee. Am stresat un pic soacra acum, că văd că vine Edi Iordănescu la CFR. Trebuia să vină și bunica fără frică, și bunica fără frică, trebuia să vină și Mutu, și Briliandu, și
Brățara și vrăjitoarea Omida și până la urmă Edi Ordănescu. N-are nicio culoare. În fine, am aflat la știri că m-am uitat și am eșuat, vorba lui Andrei Păleșu. Am eșuat pe canapea în fața televizorului aseară pe TVR filmul Nemuritorii cu Sergiu Nicolaescu, Amza Pelea și garda veche a filmului românesc. Mi-a plăcut mult să mă uit acolo. Așa, o comedie, nu știu cum să, comedramă. Băga, Amza, băga replicile oltenești. Ai, ce fain era, fiertat. Și am prins și replica la aia lui Sergiu Nicolaescu, care îi zice Pașei, Paștele Mătie. Da. După aia, pe voce era ceva voce, pe ProTV, pe voce, pe ProTV, cânta acolo un duet, Irina Rimes cu Chirilă. Și așa se freca unul de altul, zici că era mâța pe prun. Cine știe ce a ieșit de acolo, și, no, frumos. Pe România TV cânta, dar din ceva înregistrare veche, cânta Gabriela Firea. Cu ce m-am ales în viață? Cu vreo 10-20 de milioane. E euro. E mult? Nu. Cu ce m-am ales în viață? Și jos, titra mare. Urmează dezgroparea Arhimandritului. Băi, deci au ăștia niște titluri. No. Și tot de la TV am aflat că Țancă Uraganu au avut un pic de treabă cu Nora lui Leo de la Strehaia. No, ăla bai. Ăla necas, dar m-am și amuzat. Părinte, Doamne ajută. M-am și amuzat. Cred că ați văzut clipul cu subprefecta de la Brăila, aia care făcea piruete acolo la când a depus coroana în față la monument, săraca. Cred că în tinerețe s-a visat balerină și a fost refuzată la Bolshoi Theater. Așa, piruete, o băgat. Bă, ce înseamnă să ai Duracell? Ce înseamnă să ai Duracell? Orban, vesel, a mers peste tot, s-a pupat cu toți. Iohannis, în bunul lui obicei, a decorat. L-a făcut pe Arafat cavaler, mă. A zis, Radu Banciu, asta mai lipsea. Un tâlmure așa de-a meu să devină cavaler. Băi, Arafate, sunt bine plasat, crede-mă. Când o să ne întâlnim, o să-ți cer puțin să-ți tragi sabia din teacă. Păi asta știe Iohannis să facă, să decoreze. Că și Fuego l-a întrebat, dar bradul meu, când mi-l decorezi? Că măicuța se recuperează după guviți. Fuego a cântat la România TV nu știu ce piesă despre Basarabia. Și Băsescu, care era în direct, a plâns Băsescu. Cu lacrimile lui de crocodil. Mi-au luat cetățenia moldovenească. E dor de Basarabia. E dor de Basarabia. Poate de crama de la Milești Mici, de coniacul moldovenesc. Auzi, bă, cum să plângă Băsescu la Fuego? Bă, ăsta o plâns o dată la Stolojan. Știți când Stolojan a zis că se retrage? Dar bine, că Stolojan, dragă Stolo. Și după aia au urmat 10 ani grei după ce o plâns Băsescu. Acum o plâns la Fuego, au urmat 20 de ani grei. Eu nu mă zic. O să plângă Băsescu la Fuego. Pe vremuri râdea în brațele Elenei Udrea. Și-o fi schimbat gusturile sexuale. Habar n-am. Să-l impresioneze până la lacrimi Fuego cu o piesă despre Basarabia. Au zis că trebuia să cânte măcar 2 ore. Aceeași piesă maestre. Că Fuego poate să cânte 20 de ore. Numai să-i scrie cineva poeziile. Sărut, femeie, mâna ta. Bine, astea sunt piesele altora. Na, am trăit. Să o vedem și pe asta. Dragi români, nu mai mergeți la pelerinaje, la lacle, la icoane. Plânge mumia lui Băsescu. Vor urma ani grei pentru țară. Săptămână bună, ce-o mai rămas din ea să vă fie. Mulțumesc de urmărire, ne vedem și mâine de la 10 aici pe canal. Și nu plângeți nici la Fuego, nici la mine. Râdeți și veseliți-vă!